Ziua veteranilor de război este marcată anual la 29 aprilie în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. Cu acest prilej, militari din Centrul Militar Județean Maramureș au distribuit pachete cadou și scrisori de mulțumire veteranilor de război maramureșeni. Acțiunea a avut loc în cadrul campaniei Recunoștință Veteranilor de Război, organizate la nivel național de Ministerul Apărării Naționale și Asociația Alături de Eroi. Tot în cadrul acestei campanii, militari din Centrul Militar Județean împreună cu membrii ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Bogdan Bodă, au curățat în cursul acestei săptămâni mormintele eroilor căzuți la datorie în primul război mondial. Acțiunea a avut loc în cimitirul comemorativ al ostașilor, situat în Parcul Municipal Regina Maria din Baia Mare. În războiul de independență au murit 10.000 de ostași din cei 58.000 care au constituit armata de operații, iar în primul război mondial, în care au fost mobilizați 880.000 de militari, a fost necesară jertfa peste 400.000 dintre ei. În cel de-al doilea război mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, răniți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi, din care 92.000 au fost militari.